A treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească, apostolească biserică, mărturisesc cu un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică.